Salutare, prieteni, bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Assassin's Creed 2. Mi-a vrea unchiul auditore. I've been sent from Firenze by Il Magnifico to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de Pazzi. Ha! Who isn't? We've been at it for days. And perhaps what I carry will help us both. A list of his co-conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Hai, mă, nu. Meet me on the practice field. Hai, știi ceva, Uncle Mario, mersi mult că te implici în dezvoltarea mea de asasin, dar, you know, I'm good. Tough talk offers little protection against Templar steel. Uite, and by all means, maestro, teach me what to do. Teach me what now to dodge. Do. Dodge. Ce naiba spune? I do not understand what you're saying, bro. Speak in Romanian. Enjoy the ride down to hell. Oh my god, aoleu. Mamă, ce mă enervează cu aia chestiile astea, deci mă jur, sunt atât de handicapate, deci nu le înțeleg deloc, hold what, hold, am pres picior, păi nu înțeleg, ce control, nu putea să spună de direct S sau W, că mai mult te încurcă, da, asta zici, uite-te și tu, am dat dodge, dar zici că parcă ca la prost cu aia, zici că parcă n-am mai jucat un joc, asta zici că de 500.000 de ani cu aia, lasă-mă să învăț cu aia, atâta antrenament, dar ce mă întrezi pe... Mă întrez pentru steaua, pentru califă, ești nebun. Ah, gata, cred că m-am prins acum. Bravo. Gata, deci asta țin click dreapta cu aia, asta era situația. Hai că asta e ușoară cu Alisar, mă. Hai că e ușoară, mă. Asta le facem eu în clasa 4-a. Sau într-a 4-a, sau într-a 5-a. A, mă, nu că trebuie să le prind oarecum bine, știi? A, vedeți? Da, timpul e necesar cu aia. Ok. Încă una. E bine. Haide. Perfect. Ai, coaie. Lovitura mortală. Ok. Hurry up and die. I'm getting thirsty. What? Uncle Mario, are you okay, bro? Once again, you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men. And they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful. They will be expecting you. Ok, bun. Și cum o să mă aștepte ăștia? Și acum se pare că vecinii mei, scumpii mei vecini, nu suportă pisicile cu aia. Știi, mamă, deci urăsc oamenii ăștia care nu suportă animalele, deci, mamă, deci, nebunesc cu aia, ești nebun, mai la noi, dar se întâmplă toate lucrurile astea, ești nebun. Păi nu, știi care a fost fața cu aia, că acum mi-a dat mai telefon și a zis că sunt discuții în legătură cu animalele, știi? Mă rog, am, mă rog, vreo 10 pisici, ca să zic așa, știu că e mult, dar na, pare mea cu aia, știi? Și dacă ce că a sărit pe balcon, că ce că a sărit în casă, mă rog, nu știu dacă chiar e 100% adevărat treaba asta, dar mă rog, știi. Acum parcă s-a și cu teama asta să cumva să vină la mine la ușă să facă scandal, știi. Bă, un om care nu iubește un animal, e un om rău. We found Stefano da Bagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. Bun. Pe ce? Ok, vreau să am ăsta, Hidden Blade-ul. Și cum? Ok, deci se poate. Pray. Pray? Pray for what? The Lord's protection. If you think the Lord has any interest in our affairs, you get out of here before I call the guards. You speak blasphemy. Oh.
Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Ăștia erau oamenii lui Iacopo, frate, cei oameni care, mă rog, îi vedeau sub pielea morții măsii, știi? Cum? Păi, am uitat cât de mișto sunt controlele din Assassin's Creed. Use mode-ul ăia, lasă! Ah, bine. Hai, fie. Gata, frate, become Anonymous. Nati, băieții, donati, că trebuie să faceți plata la stapin. Ok, bun, acum s-ar putea să fim clear. Salute, Ezio! Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse, he's posted archers all around him. You do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. Taci, mă, din gură, mă, dar zici că ți-a luat, mă, ta acoperișul ăsta, ești nebun. A, vreau să iau stealth, dar nu se poate. Nu! Nu! Cum fac să... Nu! M-a futus morții, mamă, m-au enervat cu ei, m-au dat afară, ești nebun. Hai mă, vină mă, hai mă! Hai mă, lua te-ar moartă, putea. Te-ar moartă... Nu! 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 Ok. Unde dracu e ăla? Ah. Mersi că ai venit la mine. Că m-aș pe chiria ta. Away with you, demon. Have some respect for death, my friend. I'll show you respect. No, I will. Che tu possa al fine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescat in pace. Așa, acum să coborâm. Ezio, about time you got here. We found Bernardo Baroncelli. Ottima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Mama, tot ăla mi-a plăcut Assassin's Creed 2-ul. Nu știu, care e Assassin's Creed al vostru preferat? Mă, sincer, mie mi-a plăcut foarte mult și Cunema se cheamă, zic cum îl cheamă, Rugul mi-a plăcut mult. Adică, gen, ai jucat dintr-o altă perspectivă, pentru că știi care faza, în Assassin's Creed toată lumea știe, asasinii sunt buni, tepelii sunt răi, dar de data asta ne-a arătat că știi, asasinii pot fi răi, conduși de persoane nepotrivite, n-ai cam rău. Hai să... Hai să luăm pe ăștia, hai cu mine. I knew you would come. Where is Jacopo? So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. Okay. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescat in pace. Ok, fugim. Let's run. Hai să fugim acum. Haide, hai, fugi. Mi se pare că se vor duce la o biserică. Mă, du-mi în casă, ești nebun, ce dracu. Se vor aduna la o biserică. Asta este foarte important. Deci, mai mulți oameni au dat niște clues, ca să zic așa. Ha, mă, pe bune, chiar vrei să mori acum, pe bune, nu. N-am niciun chef, ești nebun, să te fugăresc acum. Nu, cred că asta e ultima, da, asta e ultima. We found Archbishop Salviati. Okay. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Bon. Command over my own army. A nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. M-am gândit că o să-ți placă. Bă, și după ce facem... Bă, ai vrea să fac cam toată seria. Nu știu, acum...
toată seria, știi? Mă găsam, da, că nu o să vă placă, dar, da, acum depinde, știi, că e important să-mi placă și mie, știi? Dacă o să-mi placă și mie, atunci... S-ar putea să vă placă și vouă, știi? Cam asta, știi? Mama, asta se schide Unity, va fi mișto, frate, și trebuie a fi caprinca. Dar acum, na, să tenem mai tăsa mai repede, știi? Mai repede, mă rog, morții mă, știi? Mie nu vreau să mă gă să o lălăiesc și acum încotro mă... A, pot să mor pe asta, aparent. A, uite ce mișto, ce ușor e. Asta nu mă vede, pe bune? Oh. Măcar mi-a dat un peri de la, știi? I warned you to stay away, assassin! You should have listened! Men, prepare yourselves! The assassin has arrived! Uh-oh. I need to find a way to open the gate. Ah, you hear me? Shit. Finish! Așa. You Templars, always singing the same song. Haide, mă, haide, băieți. Hai la luptă. Uh-oh. They should. Da, bine că vă feriți cu aia, nebunesi. What's the point? There won't be anything left of you to recognize. It's quite a plan you have. Spouting nonsense while you send these other men to die. Reasonable man. What say you? Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. Chiar dacă e un om bun? Mama, tu vă îngur să vă fut. Filio di putan. I may be your papa. Ați auzit ce a zis ăsta? Și că ai devenit your papa. Oh. Mama, ce mișto i-am dat dodge-ul ăsta ea. Mama, de ce? Ai de mamă. Ce-mi place să fii lovit. Ce-mi place, mă nebunule. Ce-mi place să fii lovit cu aia. Oh my god, e atât de greu. Sincer, dar de ce pune mâna la bele pe mâine? Oh, bun, bun. Asta a fost un dodge mișto cu aia. Hai să dăm și dodge. Aia, păi. Deci la astea mari nu poți să dai cantor. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Who taught you to move like that? No, I don't know, my father. Bănuiesc. Get down, a, mă, pă bune, chiar vrei să-ți ridici viața pentru mine? Chiar așa sunt atât de frumos? Că știu că sunt chipe și că toți mă vreți. Dar lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace cu aia. A, și aici este o misiune în care trebuie să-l urmăresc Tail Jacopo de pazi to the Templar Meeting. Deci trebuie să-l urmărim pe Jacopo de pazi la întâlnirea templierilor, după aia să-l asasinăm. Ok. Ah, o lor, deci băieți, multă răbdare trebuie să am să nu sar pe la gât lejului cu aia adevărat. Deci multă răbdare îmi trebuie acum mie. Atât de încet a mers ăsta. Deci nici nu vreau să vă... Deci nici nu... Bă, mi-e scârbă să vă descriu. Deci cât de încet a mers ăsta. Cât de încet a putut să meargă ăsta. Deci mai încet de atât nu putea. Nici dacă încerca. Far Cry 6. Am să fac și pe ăla. Sperăm că, nu știu, o să apară pe Filies repede. Că eu n-am încredere în ăștia de la Ubisoft. Că știți cum e cu stuttering-ul și așa mai departe. Mamă, deci de ce? Vedeți cum face coaie? Vedeți ce-mi face? Vedeți ce-mi face coaie? Hai coaie, că nu-i nimeni acolo. How many men are responsible for my father's death? Să nu cumva să te urci. Să nu cumva să te urci. Poți să-l omor, nu, că mi-e frică coaie. Sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly. Else the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. Mm-hmm. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless.
I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You want to talk, Signor Barbarigo? And you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. Mm-hmm. I do. No. Please. No, don't. Please don't what? I can fix this. Only spare me. No. What a mess. So sorry to have claimed your prize, assassin. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it? We've been at this a lot longer than you. Kill him. I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Wow. Deci dați seama asta că-l urmăream. Bine, nu era prost, zi seama că dacă îmi omor pe toți, era chiar cum să n-apar la întâlnire. Așa ăștia sunt. Mamă, mă bag cu dăștii, mă bag cu dăștia, mă va fi pericol. Stați. Dar cum dracu' ăla mai e în viață încă, frate? Adică ea a fost înjunghiat și în gât, adică... Genes, oricum sângera înainte să... pot să zic eu pește prăjit. Ia că mă duc să-l omor de la... nu m-am ocupat de la mare. A, l-ai dat. Jacobo de pații, you are... D-E-A-D. Vai, amico. Libero da fardelli e paure. Requiesca di pace. Sarà così. Lasciala, ci sta dando 10 minuti. Gata, fate. Gata, fate. Și acum, pe fugi când ar să mă bat coi. De exemplu, în Revelation, în Brotherhood, poți să-i bat foarte ușor. Adică, de exemplu, gardienii, și o să vedeți. O să fiu foarte ușor de închis, știi? Bă, să ne ducem acum la un tomb, frate, hai mă, să deci vedem acum ce se întâmplă, unde ne dă acum jocul, dacă e că o să ne dea mai încolo. Iar mi-e foame, adevărat, deci în fiecare episod o să zic că mi-e foame. Dar mai pe la final să vedeți ce misiune mișto să fie. Exact cum îmi plac mie. Când trebuie să facem stealth forțat. Deci forțat, deci nu stealth, cum, așa forțat. O să vedeți, voi ce o să-mi placă mie, ce o să mă lăsesc eu la misiunile alea. Oho! Na, ne dă de... auta, gen... Nu mă interesează de 4 de medicii. Vreau să văd dacă avem un Assassin's Tomb prin apropiere cu aia. Oh! Assassin's Tomb. Bă, hai facem acum o misiune și după aia la sfârșitul episodului, poate că o să facem, știi, dacă avem și ne mai rămâne timp. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned,
It will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. Ok. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Așa, de, dar poate știi că tamă când am plecat noi, atunci s-a dus și ăla, știi? Bă, ce... Ce tare. Dacă n-a stat jumătate de oră să zic din orașul ăsta. Mamă, dar să știi că orașul ăsta, gen, chiar mi se pare că e mare rău. Și nu știu de ce, bă, n-am putut să iau calul în jocul ăsta. Chiar, că gen, prin, mă fie așa strict prin oraș. Că m-a fi ajutat enorm, enorm m-a fi ajutat. Știi, n-am înțeles. În Brotherhood poți să te duci în vila auditorie cum a venit, mă rog, în Monterigioni cu calul, dar jocul ăsta nu poți, n-am înțeles de ce. Oh, am ajuns la fix, ești nebun. Ce tare. Ii, căluț. Leonardo, ce faci, tata? Poți să mă pe Leonardo acum? Nu poți să mă pe Leonardo. Sure. Leonardo! Ezio? What luck! I ever run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. What is this thing, eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Beh, al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. To Venezia, amigo. Ah, asta e gen de la deltoplan, nu? Poate așa se numește deltoplan. Mama, dar mi-a fi frică cu aia. Apropo de deltoplan și de omul ăsta cu zburătura așa. Bă, am văzut unii, frate. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Stați. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Mă rog, pe Ezio, nu pe Leonardo. Așa, bă, era unul, frate, pe o canapea și canapea nu știu cu ce neba era legată și efectiv zbura coaie. Și omul ăla gen dormea coaie, deci nu pot să înțeleg. Cât tu pe o trebuie să ai, frate, ești nebun, faci treaba asta, deci nu știu. Hai că încerc acum, dar pare mea coaie. Mamă, dar hai că și pot să contează asta. Mamă, dar ce se țin slăbunogii ăștia coaie, nebun, au putere. Au rezistență, handicapații ăștia. Să ai dracu să fiți în nemirele dreptul. Hai că vă dau, mamă, hai că nu era să cadă aici nebun căruța asta cu noi. Bă, dar... Aha, hai că nu mai pot să te mai ținut, știu treaba asta, opa, opa. Gata. Mamă, la limite era aici nebun. Bine că teoretic, na, acum azi de văd aici vreau să mă, că n-aveam cum să o pune sau tot de treaba asta. Văd aici vreau să mă, că e foarte grea asta. Și acum, de dragul nostalgiei, am început să mă joc în FC Underground 2. Băiți. M-au ăștia dat foc aici. Bă, oricum, bună mișcare. Dar nu, dar nu să se sperie ca ei, bănuiesc de foc, adică nu știu să zic. Vedeți că, de exemplu, că a lui s-a speriat cu aia, dar nu știu de ce a lui Ezio nu s-a speriat. Aia n-am înțeles. Survive the Borgia attack and reach Romagna. Bă, pe asta, când m-am jucat prima oară, gen AC2, am crezut că Romagna înseamnă România. Romagna, că gen, spunea gen foarte aproape, gen România, Romagna. Știi, și am crezut că e un fel de România, știi ce zice, dar nu era. Pe parcă atunci era țara românescă, pe vremea aia, cred. Da, bai că știu, că știu că se numea țara românească până a venit Cuza, parcă și-a făcut, a zis România, așa știu.
Nu știu dacă și atunci, că zic, nu știu dacă și atunci se numea tot țară, dar nu, se numea, da, se numea țară românească, hai că sunt prost. Cu Ștefan cel Mare, cu Dăjă, da, se numea țară românească, da, Transilvania, alea aia, e bun. Mamă, cu aia ce vreau starea de foame, e bun. Vă voi ce ați zice, dacă va veni așa Dumnezeu la voi și a spune, bă, să nu mai fie foame sau să nu mai domnul niciodată, ce ați zice din treaba asta, adevărat? Mamă, dacă ne mai dormi, zici-mă cât timp ai promisi, mă, mai ai face live sub toată viața, din nou. Almost there! Da. Almost? Jeez, man. Oh! Stai, bă, ce s-a pus? Mamă, ce bine, dar dă-i te-ai mă jos de pe cărța mea. Go, Leonardo! They are here for me, not you. I'll catch up with you later. Defeat Borgia. Dar mă rog, dacă pe noi avea boală, nu pe ăla, de ce ne va spune că trebuie să-l protege pe el? Na, dacă are legătură cu amul, nu are totuși care faza, totuși pe vână publică, știi, de vreo după vremea, știi? Și că era cam puțin, cam ciudat să ce se-l omoare, știi? Bine, putea să zică că Tâlharii l-a omorât, dar știi, mă rog, îi faci dubii. Mamă, în orice caz am nevoie de o sabie mai puternică, știi că asta o să fie primul lucru care am să fac când ajung în Veneția sau Romania. Că nu știu mai, că nu mai poate ieși, că nu sabia asta este prea slabă pentru mine. Mama, aia lui Altair, pe sabia lui Altair e cea mai puternică armă din tot jocul, de fapt armura a lui Altair. Mama, știi că ar fi mișto să facă gen remake la C2, frate, cât de tare a fi, mamă, frate. Nu știu, e că e faza că Ubisoft-ul, nu neapărat că nu-i cu remake-urile, dar bine, teoretic ar putea să facă remake, dar că a făcut la Prince of Persia, sau o să facă, sau nu știu exact, dar nu știu de ce nu face la Assassin's, frate, ar fi trebuit în mod normal. Să știi că teoretic ar fi trebuit. Oh my god, deci armura chiar e necesară în jocul ăsta. Paciență, ragazzi! Dar să poți dacă poți să-i bat pe ăștia mai ușor, pe ăștia mari, gen... Uite-te și cât de greu să-i bați pe ăștia și la început îi rupeam. Ai ratat. De fapt, jocul m-a ajutat. Da, într-o fel știam, încercat să mă dau în spate, mamă, deci acum știi care e fața? Mă gândesc la AC Unity, frate, ziceam așa poftă să joc. De cum era gen controlul, de cum erau armura, de cum, bă, dar fel, bă, unde blacksmith-ul? Dar nu mă interesează de Flurry, a fost de 1898. Mamă, coaie, în Paleolitic Averman, who is center ever since, the name come from the Romans, Forum Livi, who built in the city of 1888. Vila, mamă, coaie. Lombard Hands in the Church. Bă, știi ce-mi place mie la asta? Că îți dau oarecum și o istoria locației. Adică chiar e interesant să citești și genie. Fă-n sfârșit fainul de-am descoperit și eu asta. Bă, sunt aici poltergeist și dracu. Uite mă câte de-astea cu aici, nebun. Așa, 24.000. Bă, să-mi luăm acum pe dată, vreau să-mi iau sabie, ești nebun. Dar ce sabie damage ăsta? Uite mă, damage-ul ăsta, cu asta pe mine, nu cred dacă rămâne mai puțin bani, dar sabia să fie bună. Bine, și armura contează. Wow. Mă, bine, mi-am luat asta direct, ești nebun. Ok. Bă, ideea este că avem și sabie, ia uitați, parcă arată mai bine acum, eh? Parcă arată mai ok acum, bun. Să mergem acum la... Mamă, dar mi se pare atât de detise locația asta, s-a ascultat și voi ce cu soundtrack-ul. Oh my god.
E atât, coaie, atât de sinistru aici. Nu știu, mi se pare că Gina e nebunit dacă ai stat în locația asta. Unde ești tu, Eivor? Over here, aud un over here. Oare unde este over here-ul? I'm over here, I'm Leonardo, I'm over here. Ah, de se pare că here. Poți să dai fast travel. Dar doar în orașe poți să dai. Thank you, you saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Man. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there! I need help! Dar cum a ajuns să stai, te nu înțeleg. Ok, trebuie să ajutăm pe tipul ăsta de aici. Dar oare cine va să sunt ăsta? Să ne mai o secundă. Get a boat. Ah, deci poate e ok, 100 de biștari. Ah, așa trebuie să mă uit, dar nu înțeleg, asta tot timpul m-am întrebat, cum a ajuns tipa asta aici cu aia? Și chiar dimensia e că totuși, știu că asta e o femeie populară, adică totuși, ea deține un oraș întreg. Dar unde ne bai asta cu aia? Aiuto! Qualcuno mi fa... Oh, you're good. The ladies must like you. Mm-hmm. Toate. I wasn't looking to impress, only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore. But please, come Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Ok. Bă, cum are noroc ăsta Izu la femei întotdeauna, numai una. Bine, nici că am căutat, dar mă rog. Yes, signora. Whatever you say, signora. Femeia te urcă, femeia te coboară. He won't trouble you anymore. I... took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forlì, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. But had I known... It's quite all right, my friend. E ok, frate. Uite, vedeți și-a cerut omul scuze. Vedeți, mă, oamenii... Bă, sunt oameni cu aici, nebun. Trebuie să iei puțin răbdare cu ei. Be careful, Ezio. Do you know who that was? My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband? Si, her husband is the Lord of Forlì. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. M-am dat de presă arată de tot Forlì asta, locația asta, mă jur. Deci nu știu. Așa cred eu, așa e, nu știu, să spui ce mi se părea vezi despre locația asta. Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms?
Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Mama, deci dacă stătea prea mult în timp în Animus, putea gen să nu mai avea, când nu mai avea nevoie de Animus ca să mai, viziteze pe Ezio. Da, adică gen avea halucinații cu aia, știi? Dar totuși, zi-mi cât de ciudat ar fi să-mi văd eu strămoșul. Și să văd neamul, cum a venit, mamă, cu aia, să gen să trezi, bă, cum a fi cu aia? Să trezi, frate, eveniment, viața străbunicului meu cu aia. Și pula mea. Gata, frate, mamă, deja nu l-a trăcut niște cu aia. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped. So it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Păi nu l-ați activat până acum. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Ah, acum ai timpul nostru să... Da, și ideea este că, gen, dacă stătea prea mult, gen... Că timp stă ăsta, ăsta Desmond în Animus, poate să prea skill-urile lui Ezio. I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. Ai, de capul meu, ce băi, cu toată, iubesc câinii, dar cu toată parcă n-aș vrea să iau. You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. Alo? Bună. Alright, you gotta tell me, why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. Ancient Africa, chiar o stare bună pentru următorul asta să schizi adevărat. Imaginați-vă. Africa, mama, dar chiar că ar fi interesant să vedem. And the sessions that are there. After everything the Templars put him through. After everything I put him through. It's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. So you're after the Codex and the Vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Mă, cred că am terminat aici treaba. Nu s-a mai trebuie ceva. All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Okay. Acum ne putem duce la somn, probabil. Și cred că aici am să închei și eu, cred.
Sau mai cum mai facem așa o misiune, că e o misiune destul de scurtuță, ca să zic așa. Și după aia, băieților, am să închidem. Bă, vreau să spun și voi ce seriale, la ce seriale vă uitați voi, să-mi descarc și eu, adică seriale gen, nu știu, bă, să aibă din acțiune, dar să fiu bun, așa, știi? De exemplu, am mai văzut un serial la care vreau să mă uit, se numește Gangs of London, care ci că ar fi mișto. Așa am auzit, că e tare. L-am lăsat, gen, nu m-am uitat la el, l-am lăsat să mai apară mai multe sezoane, așa, ca să mă pot uita, știi, că e mișto când sunt deceput și două sezoane, știi, poate îmi place, zic. O să ne cu alta ei. What is this? Where am I? It's Agri. Altair. That must be his target. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Oh, without sleep, who knows how old. Guess I shouldn't be surprised. Mamă, trebuie să-i taci din gură, te rog frumos că nu-i nimeni. Taci! Măi, câteodată când asta e dulce, dar e obraznic câteodată. De dulcic. Așa. Ce vreau să vă zic, bă, nu știu, am încercat acum să mă uși la Witcher, nu știu, acum ceva timp, dar nu știu, poate nu mi-a plăcut. Știu că se bazează pe cărți în principal, dar nu știu, oare merită, că știi care a fost faza? Gen, a fost, mi se pare că, gen, nu că mi se pare, ci că ce puțin mie mi s-a părut că a fost prea multă vorbărie și genul ăsta de seară în care lumea vorbește, gen, politică mai mult, nu mă atrage, vreau să văd un serial cu aia că, bă, măcar, de exemplu și la Outlander a fost, gen, tot vorbărie, dar, bă, a fost construit altfel, știi, n-a fost o vorbărie de asta simplă, știi, gen, ce fac de seară, trebuie să aveți pe nu știu care, dar o să o aveți mai cu mai sunt de vorbă vreo 5 minute, știi, adică, bă, a avut și acțiune, dar și suspansul foarte a fost. De exemplu, iarăși un serial care mi-a plăcut foarte mult și care tot așa n-a fost cu acțiune, a avut și acțiune, a fost Poldark. Deci Poldark, bă, e unul dintre cele mai bune seriale pe care l-am văzut. Cred că, de gen, după părerea mea, mie mi s-a părut mai bun decât Prison Break, vorbesc serios. Deci mă jur. Nu știu, mi s-a părut mai bun cu aia, mi s-a părut mai fain. Și da, în caz că nu știți cum să ajungeți, vă duceți la... Vă suiți pe perete, după aia faceți imediat dreapta, știi? Că și eu am avut mișcă... A fost cam greu pentru mine la început, știi? Are mama pensie, are mama pensie, are dragoș pensie, are dragoș pensie. Bro, după aia, după acum să mai postez, băi, nu știu, frate, o să mai, mă rog, zilele astea, na, mai așa cum o mică pauză, că ai văzut că am postat regulat. It's the woman from Acre. What's her name? Maria. Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. I wasn't expecting that. No, ce drăguț. No, she does it. Wait a second. Why aren't I following Altair here? Stuck here with Maria? Oh shit. That must be. This is one weird dream. Da, și asta este visul. Mă, cred că pe aici am să opresc eu filmarea, mă opresc aici, vă las pe voi. Oh! Așa. De ce nevastă asta încălțat? Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few.
Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. All right. Ok. Bă, lume, asta a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vrei să mă ajutați și vrei să mă susțineți, nu prea sunt genul de o să mai cer like-uri. Vă las pe voi să decideți dacă merit sau nu like-uri. Dar m-am gândit, poate vrei să mă ajutați și cu un like și cu un share. M-ar ajuta pe mine foarte mult treaba asta. Iar noi ne vedem data viitoare cu un alt episod, nu știu, din GTA 5. Forza Horizon n-am să mai fac deocamdată, că nu știu, nu prea v-a plăcut, așa, nu prea am văzut că v-a plăcut ce v-am prezentat, așa că am zis să mă opresc aici. Eu am să mă duc pentru că o să vedem și mai cum în curând și, mai bine să am așa o încheiere plăcută și frumoasă ca la carte. Și, încerc să postez mai des. Și că vă mai țin așa câteva minute, am să încerc să postez mai des mai mult. Dar acum v-am zis, în funcție de chef și vreau să fiu gen, să fiu mai bun, știi? Adică să am mai multă energie, să am oarecum să mențin oarecum aceeași energie, știi? Adică să nu fiu într-un episod cu hype, după aia într-un alt episod să fiu adică nu e ok, știi? Așa am văzut și la mulți YouTuberi chestia asta, adică niciun YouTuber, de exemplu, mare, n-are o energie mai ridicată, după aia, într-un alt episod, are o energie mai scăzută, adică nu văd treaba asta. Nu știu cum neba au aceeași energie, cum au hype-ul la mare, nu știu cum ai putea să fii quist, să fii energic, că nu-mi iese treaba asta, dar v-am lăsat, sper să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu am fost Dragoș, iar voi m-ați urmărit la clipul cu Assassin's Creed 2. Până data viitoare, vă iubesc, aveți o zi cât mai frumoasă, la revedere, prieteni, pa, pa! Primul medal de gran că se mișcă, porc niște pe aragas, fac unde chestă mea.